Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi stăm de vorbă cu Vasile Nicu Rafa, șeful gării din Cluj-Napoca. Bine v-am găsit, domnule Rafa, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit la Gara Cluj. Spuneți-ne, pentru început, ce face toată ziua un șef de gară? Păi, programul ideal ar fi ca la ora 6:30 e prezența în gară, la locul de muncă, la serviciu, pentru a putea să iau pulsul la ceea ce se întâmplă în ultimele 12 ore, pe timpul nopții. La ora 7 se face apelul personalului, se numește la noi, se verifică personalul care intră de serviciu. Pe urmă se verifică personalul care iese din serviciu și se aduc la cunoștință de către ei tot ce s-a întâmplat în tura respectivă. Iar de la ora 7:30 până la ora 12:30, programul uzual. Tot ce e de făcut, tot ce ține de șeful de stație, tot ce e de rezolvat. O mică pauză până la 13:30, am vrut să spun. Pe urmă, de la 18:30 la 19:30, derulez aceeași activitate de verificare a personalului care intră în serviciu. Deci lucrez 7 ore dimineața și încă o oră seara. Dumneavoastră știți tot ce mișcă în gară. Da, ideal așa ar fi să știu cam tot ce mișcă în gară. Și pot să zic că da, cam aflu tot ce se întâmplă în gară. Inerent, prin funcția și prin specificul activității, toate trec pe la mine. Cred că toți ne amintim cu nostalgie și bucurie de prima călătorie cu trenul, mai ales că majoritatea dintre noi a fost duși de părinți. Când a fost prima dumneavoastră călătorie cu trenul? Ce vă amintiți? Da, eram foarte, foarte mic. Părinții au fost ambii feroviari și au contat și asta foarte mult. Părinții, fiind în Zalău, au fost mutați cu secția de linii CFR la Satu Mare în 1974 și bunicii, fiind undeva în apropiere de Zalău, au trebuit să naveteze, da, la bunici. Atunci m-au dus și pe mine cu trenul prima dată. Și am făcut naveta pe ruta respectivă Satu Mare Zalău, foarte frecvent, aproape în fiecare weekend. Atunci nu era weekend, că era doar duminica liberă. Mergeam sâmbătă după masa, ne întorceam duminică după masa înapoi. Părinții aveau și alt mijloc de transport sau preferau să călătorească doar cu trenul? Fiind feroviar, nici nu au prea insistat. Nu, n-au avut mașină și fiind feroviare, aveau gratuit pe tren, nici nu au mers pe ideea să-și achiziționeze o mașină, că oricum era destul de dificil pe vremea aia. Dar mi-aduc aminte și acum, dacă ar fi să fac un exercițiu de memorie, aș putea recapitula toate opririle pe care le are trenul din Satu Mare până în Zalău. Și nu-s puține, vreo 20 de opriri, care le-am învățat prin faptul că am călătorit cu trenul atât de frecvent în zona respectivă și erau trenuri personale, regio, le spune în ziua de astăzi, care opreau chiar la fiecare haltă. Și ce lucra tata, mai exact, și mama? Tata a lucrat tehnician cu, se numea PAZ, plantarea și amenajarea zonei. Pe vremuri, noi aveam o ramură foarte puternică cu amenajarea spațiilor verzi din stațiile de cale ferată și din linie curentă. El era pe partea între Satul Mare, Baia Mare, Satul Mare, Zalău, el era responsabil cu treaba asta. Iar mama a fost inspector de resurse umane tot la secția de linii din Satul Mare. Vă era oarecum predestinat să mergeți pe aceeași cale? Pe undeva da, pentru că în timpul, chiar clasa 8-a când am terminat-o, aveam nevoie de bani pentru vacanța de vară. Părinții fiind feroviari, pe timpurile respective era o activitate foarte mare pe timpul verii, la întreținerea liniei, la lucrările care se făceau de reparații. Și prin ajutorul lor m-au angajat la secția de linii ca flotant. Lucram o lună, făceam cam 2000 de lei pe luna respectivă. Cu banii aia mergeam la Costinești, sau da, de obicei la Costinești. Deci erau bani de mare. Erau banii mei de mare, da. Da, cu gașca, da, mergeați, cu prietenii? Cu prietenii din Satul Mare, evident că da. Da, cu prietenii. Lucram o lună de zile, dar știam că merită, pentru că mă puteam duce la Costinești cu banii aia și
chiar cu 2000 de lei, chiar trăiam bine la Costinești în jur de 12 zile. Și cum se distrau atunci tinerii la mare? Păi, nu prea erau festivalul, nu era? La Costinești era totuși, fiind stațiunea tineretului, aveam, era teatru de vară, mergeam la piese de teatru, erau discotecele celebre în Blingu, Vox Marisul tineretului, le luam pe rând. Era distracție și seri de muzică folk, se distrau tinerii și pe vremea aia. Ceea ce rămâne mie așa frapant, am văzut recent o filmare, chiar din 86, un an în care am fost și eu în discoteca Ring, mă uitam și nu venea să cred, toți tinerii erau supli pe vremea aia. Că acum dacă te uiți așa la un grup mare de tineri, de oameni de fapt, că sunt foarte mulți cu probleme de obezitate, probabil din cauza lipsei mișcării, cum era pe vremea aia. Mergeam, lucram, făceam și foarte mult sport în liceu, lucram muncă brută, nu era, nu ne angajau, nu puteam să ne angajăm pe funcții unde numai să huzurești, că trebuiau. Noi tinerii, de fapt, pentru aia ne primeau la muncile astea ca flotant, ca să facem munca brută. Și ce sport ați practicat? În liceu am făcut fotbal, făcusem și atletism în general, dar fotbal am făcut până am avut o fractură și am renunțat. Acum mai jucați din când în când sau sunteți doar microbiste? Nu, e plăcerea mea în continuare, fotbalul, dar în tinerețe am jucat foarte mult pe bitum și acum se resimte, că pe vremea aia noi nu erau sintetice, nu erau terenul de iarbă și am probleme mari la glezne, dar mă duc o dată pe săptămână când îmi permite sănătatea, mă duc pe sintetic cu colegii, cu prietenii, e organizat. Și pe ce poste jucați de obicei? Mie întotdeauna mi-a plăcut în atac să joc. Și când am practicat fotbal, am fost vrut de atac. Și aici îmi place. Acum, probabil că și prin faptul că sunt mai înaintat în vârstă, e mai ușor acolo, că nu e așa de mult de alergat. Echipa favorită? Olimpia Satu Mare, în primul rând, fiind faptul că Sărmăream și acolo m-am dus la primele meciuri de fotbal. Și pe urmă am ținut cu Steaua București, dar nu mai e Steaua care o știu eu, s-a schimbat foarte mult și nu pot să zic că mai am o echipă favorită. Olimpia Satu Mare s-a desfințat, Steaua București nu mai este Steaua București cea pe care o știam. Acum și cu CFR Cluj, pentru că au făcut performanță, copiii mei amândoi au fost legitimați la CFR Cluj, țin cu CFR Cluj. Și dumneavoastră i-ați introdus așa în lumea fotbalului, ați jucat cu ei primele meciuri? Da, evident, că așa se întâmplă. Părintele, când are băieți și dacă părintele, tata, i-a plăcut fotbalul, automat îi duce undeva pe un teren și le cumpără minge. Printre primele cadouri e mingea de fotbal, îți tricouri. La mine coincidența face că am fost prieten din copilărie cu un fotbalist care a ajuns celebru. Din păcate mi-a părăsit acum un an jumate, Daniel Prodan, am copilărit împreună. Și pe băieții mei am dus la București la meciuri, prin intermediul lui Didi Prodan, el ne rezolva biletele. Mergeam la meciuri la el, ne caza la el acasă, a fost o relație. Băieții au fost impresionați, l-au cunoscut prin Didi Prodan, au cunoscut mai mulți fotbaliști care ne-au vizitat și au practicat și ei fotbalul. Cel mare cu mai puțin succes, cel mic chiar a avut, a ajuns ca și la 19 ani încă să fie chemat la loturile naționale, dar pe urmă a renunțat și el. V-ați fi dorit să devină fotbalist? Da, acum nu știu, că în condițiile actuale sunt cam dezamăgit de fotbalul din România. Nu știu ce să zic. Poate că mai bine că și-au ales o altă cale. Sunt dezamăgit, nu-mi place. Și pasiunea dumneavoastră pentru trenuri e din copilărie? Da, în primul rând, pe vremea când vă povesteam mai înainte că umblam cu trenul între Satul Mare și Zalău, erau remorcate cu locomotive, cu aburi trenurile. Și era fascinant, da, sigur, foarte frumoasă, da. Era fascinant pentru un copil mic să vadă trenurile remorcate cu locomotive, cu aburi. Mai mult de atât, în Satul Mare, în gara din Satul Mare, o locomotivă cu aburi a fost activă, cred că până prin 1990, la manevră. Deci făcea manevră în Satul Mare, se umplea cerul cu fum când trăgea vagoanele și era chiar impresionant. Mi-a plăcut într-adevăr meseria, ceea ce se întâmplă pe calea ferată. Am cunoscut cum am lucrat flotant și oamenii de la munca cea mai de jos. Îmi plăcea cum sunt comuniunea dintre ei, care sunt legăturile, comportamentul lor. Chiar dacă nu erau oameni cu școală, dar eram impresionat, erau uniți. Și cred că vedeau multe, aveau ce vă povesti. Da, ei vedeau multe, știau multe, profitau de faptul că noi tinerii mergeam câte o lună, două să lucrăm acolo și
trăgeau pe noi în privința lucrurilor. Dar ce vă punea să faceți? Să încărcați cărbune? Nu, că am lucrat la întreținerea liniei, de fapt chiar la districtul de poduri se numea. Ceea ce era foarte frumos, de asta mi-a plăcut, fiind la districtul de poduri, orice lucrare era lângă o apă. Someș, pe lângă satul mare, Someș, Tur, pe lângă Lăpuș, Lăpușel îi spune. Și trebuiau făcute diguri. Un exemplu vă dau, am avut de făcut undeva la Lăpușel, lângă Baia Mare, un dig de traversă de beton, de o lungime de vreo 200 de metri și trebuiau clădite una peste alta traverse. O traversă de aia are 240 de kilograme și trebuia să o prindem 6 cu 3 clești de fier și le mutam, le duceam pe distanță de 10, 15, 20 de metri, le ridicam, cred că acolo fixam. Făceai mușchi. Acolo, da. Acolo erau harterele. Într-adevăr, în vara, în verile alea eram foarte suplu. Da. Și când v-ați decis că vreți să urmați clar drumul ăsta? Am absolvit în satul mare în 1987 liceul Industrial Union. Era un liceu, pe vremea aia Union era cea mai mare uzină din satul mare, fabrică. Aveam jur de 15.000 de salariați. Specificul lor era, nu era de, legat de căi ferate, era cu utilaje de mină. Pregăteau acolo, construiau. Aveam nevoie de o negație, părinții au vrut să, am vorbit cu ei și am fost de acord să mă angajez în calea ferată după terminarea liceului, în ideea că urma să fac cursul de impegați de mișcare. Ca să pot să fac cursul ăsta de impegați de mișcare, era obligatoriu pe vremea respectivă să am un an vechime în calea ferată. Nu se primea din afara căii ferate, cum se practică în ziua de astăzi. Un an vechime pe orice post. Pe orice post, dar să fiu feroviar. Că probabil se mergea pe ideea că fiind un an de zile feroviar, prindeai ceva din domeniul respectiv. Ei, și atunci m-am angajat la atelierele din satul mare, imediat după absolvirea liceului în 87, m-am dus în armată, după armată, când am venit, am mai lucrat în jur de 10-11 luni, mi-am făcut vechimea respectivă și în 89, în octombrie, am avut un examen la Cluj, aici se fac cursurile astea post-liceale de impegat de mișcare și am intrat la școala de impegat de mișcare, care a durat un an de zile. Am început-o cu Ceaușescu și am terminat-o cu Iliescu. În 89 și am terminat în 90, da, da. Și câți ani aveați când ați început școala? Păi, 90, când eram printre cei mai tineri, 21 de ani. Da, eram printre cei mai tineri, pentru că am profitat de anul ăla. Imediat după liceu am făcut anul vechime și am absolvit cursul de impegat de mișcare. Ați prins și armata, când mi-a spus că ați fost la armată. Da. Cum a fost pentru dumneavoastră experiența? Cum v-a format ca bărbat? Acum nu, părerile sunt împărțite în ziua de astăzi, văd păreri și păreri. Unii zic că mai bine să nu mai faci armată. Eu sunt de părere că adevărul undeva la mijloc. Am văzut și multe lucruri rele în timpul armatei și poate lucruri care cizelează un viitor bărbat, să zic așa. Dar nu consider ceva obligatoriu de făcut și, nu știu, poate că chiar, zic eu că sunt undeva la mijloc, dar poate chiar ar ține să nu se mai facă. Deci nu aveți cele mai plăcute amintiri? Nu. A fost și foarte greu. Am făcut 4 luni de instrucție în Ghencea. Alea au fost oribile. Acolo a fost foarte mult și de muncă. Bine, am făcut și, am prins anumite deprinderi, nu, cu armamentul și așa mai departe, dar nu, și multe lucruri care nu mi-au plăcut. Pe urmă am fost repartizat, era unitate specială, am fost repartizat pe aeroportul din Cluj. Am făcut armata tot la Cluj, înainte de a mă muta eu din satul mare aici, înainte de școala de impegați. Mi-a fost drag orașul, deci, din timpul armatei, că mai ieșeam așa o dată pe lună în oraș. Și atunci v-ați făcut primii prieteni? În Cluj, nu, fiind în armată, un soldat nu prea își poate face prieteni pe stradă, nu are cum, că ieșeam în uniformă. Prietenii care aveam la unitatea militară nu era niciunul din Cluj. Nu aveam voie, pe vremea aia, la aeroportul, nu era voie să facă armata cel care era nici măcar din județ limitrof. Eu am putut să vin la Cluj pentru că era sălajul între satul mare și Cluj. Nu mi-am făcut prieteni în timpul armatei din Cluj. În schimb, mi-am făcut în perioada din București, unele 4 luni, într-adevăr, dar el prinsese repartiție pe urmă la Suceava, că nu era... Da, și drumurile s-au despărțit. Da, evident. După aia mai păstra legătura, dar nu le-am mai întâlnit. Au avut el și plecări în străinătate. Nu a fost cazul de prieteni clujeni în timpul armatei. Dar, nu, făcând cursul de impegați, eu am cunoscut-o pe soția chiar înainte de cursul de impegați. Una dintre ultimele delegații pe care le-am prins de la secția din satul mare a fost la Bistrița. Așa. M-au trimis la Bistrița pentru a face planul pe 1990. Asta era în 89, undeva septembrie-octombrie. Și acolo la Bistrița pe ea au trimis-o cei din Cluj, de la secția de linii din Cluj.
Nu, și acolo deci am cunoscut-o. Deci lucra în același domeniu. Da, și ea era practic absolventă de liceu, da, tot în 87 ca și mine, angajată și ea la calea ferată. Părinții ei tot așa au fost feroviari și la Bistrița am cunoscut-o pe ea. Normal, venind pe urmă la cursurile de impregnați de mișcare, s-au dâncit relația. No, că... Dar a fost dragoste la prima vedere? Sau da, simpatie mai mult? Da, nu, a fost chiar a fost. Chiar am zis că ce ironie, eu de la satul mare, din Cluj, ne-am cunoscut la Bistrița. Da, viața e plină de surprize. Da, și pe urmă, în timpul școlii de impregnați, un an de zile, s-au adâncit foarte mult relația, ne-am iubit mult și urmat căsătoria. După un an. După încă un an, parcă, da, 91 ne-am căsătorit, pentru că eu m-am dus impregnat de mișcare undeva în satul Mare Sud, chiar în satul Mare, trebuia să mă duc înapoi la locul de unde pornisem. Și am lucrat acolo impregnat de mișcare cam 8 luni de zile, mi-am făcut cerere către regională să mă mut cât mai aproape de Cluj, pentru că ne-au hotărât ca după căsătorie să stăm în Cluj. Chiar vreau să vă întreb de ce Cluj, dacă trebuia să alegeți de ce Cluj. Satul Mare e un oraș foarte frumos, nu? Sunt născut în Zalău, dar în Zalău am trăit prea puțin, nu țin până pe la 5 ani, dar Satul Mare totdeauna mi-a fost drag. Mai pe vremea lui Ceaușescu era un oraș mai emancipat. Aveam mulți prieteni care aveau rudenii în Germania, în Australia. Aveam un pic de acces la Occident, ne aduceau reviste, pifuri, bravo. Blugii din Occident. Da, blugii, haine, da, evident. Și muzică bună care în România nu puteam accesa în anii aia. Dar am hotărât împreună cu ea să ne stabilim la Cluj. Ne gândeam la copii, că o să vină copii, de ce să stăm noi în satul mare și copiii să vină la o facultate în Cluj și mult mai bine dacă socrii mei aveau casă în Florești și decizia a fost destul de ușor de luat să ne mutăm. Atunci drumul a fost și mai ușor de la început. Evident că da. Când ați pornit chiar de la lingură, cum era, se zice. Era, nu mi-am găsit post de impregnat de mișcare în Cluj, era exclus pentru că trebuie să se urmeze anumite condiții de minime de pregătire și vechime. Nu puteai să vii într-o gară așa de mare ca și Clujul, fără să ai o vechime între alte stații mai mici. Și postul care l-am găsit liber a fost la Paida. No, și am făcut naveta din Florești la Paida în buni. Nu era de simplu pe vremea, că atunci nu erau atâtea mijloace de transport. Mai mergeam cu mașina, mai ne cuplam mai mulți colegi care mergeam împreună. La Paida am lucrat până în 99. Din 97 undeva am făcut un an de stagii. La noi cam asta, impregnat de mișcare 5, 6, 7 ani, după care poți să promovezi. Ori faci stagii de șef de stații, ceea ce implică un an de casier, ca să treci și prin domeniul ăsta de comercial, ca să știi ce se întâmplă. Ori posibilitatea impregaților mai te-a promovat să se facă operator de circulație, care automat ei conduc mai multe stații de cale ferată în prisma traficului. Responsabilitate mai mare și... Și impregatul are responsabilitate foarte mare. Nu pot să zic că una e mai mare decât cealaltă. Dar operatorul conduce pe toți impregați, 10 impregați de pe o secție, dau o cifră aleatorie, iar impregatul conduce între semnale de intrare tot ceea ce se întâmplă. Dar eu am optat pentru stagiile de șef de stație, m-am gândit că... Cu stagii de șef de stație puteam pe vremea aia să prestez și funcția de operator rece, ceea ce s-a și întâmplat. În momentul în care am terminat stagiile de șef de stație, am mai lucrat câteva luni în Apaida și pe urmă în 2000 m-am dus operator la regulatorul de circulație în regională. Un an de zile am lucrat operator. Și niciodată nu v-ați gândit în timpul ăsta că ați fi putut face și altceva? Era așa un vis împlinit din copilărie? Da, mie în școală mi-a plăcut foarte mult istoria și geografia. În clasa 8-a, școala generală la care am fost în satul mare era o școală relativ nouă pe vremea aia, generală 4, acum deja și-a schimbat Bălcescu, Petofi, parcă îi spune, și mi-aduc aminte că am fost primul elev de la școala generală care am fost premiat la olimpiadă de istorie în clasa 8-a. Și profesorul de istorie, am fost și eu surprins, deși mie mi-a plăcut. Cum v-am spus, mi-a plăcut mult și aveam un profesor foarte bun care a studiat în Cluj cu Daicoviciu, mare profesor pe vremurile alea. Și el a venit la mine, m-a îmbrățișat, dar fără să-mi spună, o da mâna cu mine, ceea ce era mare lucru pe vremea aia, un copil să întindă profesorul mâna și abia pe urmă mi-a spus, păi ai câștigat olimpiada pe municipiu, cred că am câștigat-o, sau pe județ, nu mai rețin. Țin minte că era vorba despre formarea poporului român și a limbii române. Mi-a plăcut foarte mult istoria, mă vedeam undeva și arheolog, imaginam eu pe vremea aia. Dar... Și dacă priviți în urmă, vi s-ar fi potrivit mai bine sau ce faceți? Nu cred. Totuși cred că am nimerit pe meseria care mi-a plăcut, care mi-ar fi plăcut să o fac.
impecat de mișcare, șef de stație, operator de circulație, sunt meserii foarte grele dacă nu-ți plac. În momentul în care îți plac, deja altcumva le tratezi și dacă pui pasiune, trece altcumva. Valabil, cred că în orice domeniu. Așa ar fi normal să fie peste tot, sigur că da. Și pentru că spuneați că vă place istoria, aveați vreo perioadă istorică favorită, vreun personaj istoric care să vă inspire? Pe vremea aia nu am avut noi acces foarte mult la personaje istorice care, pot să zic, din istoria modernă sau chiar contemporană a României. Însă fascinat de Iuliu Maniu, poate și pentru că e foarte aproape de satul meu, alu mama, din Sălaj, Bădăcinu, de unde era el, iar Simeon Bărnuțiu, care e un străbunic de-a lui, dintr-un sat de unde era tata, din Bocșa, Sălaj. După Revoluție am studiat un picuț istoria și ceea ce a însemnat Iuliu Maniu pentru noi. Înainte de 90 nu aveam acces la informațiile astea. Era că l-a dus la închisoare și că a făcut rău României, dar de fapt cu totul altfel au stat lucrurile. Văd că sunteți fascinat și de Alain Delon. Aveți în spate, aveți cumva autograf? Da, e un autograf de la Alain Delon. Acum 2 ani sau anul trecut, nu mai rețin, a fost la TIF. Și am fost așa la vedere. Da. M-a vizionat Afacerea Pigo, un film care mi-a plăcut și în copilărie. Și împreună cu el, cu toți clujenii care au fost în Piața Unirii, am vizionat împreună și l-am așteptat și nu dat autograf pe fotografiile care le luasem înainte cu noi. Da. Suntem înconjurați și de multe tablouri. Văd și 2 caschete. Care e povestea caschetelor? Caschetele, la noi, la Lămura Trafic, se poartă cascheta albastră, care se poartă regulamentul vechi, că nici eu nu știam, că e un regulament de prin anii 50 și ceva. Spune că cascheta roșie se poartă în timpul serviciului, iar cascheta albastră în timpul liber. Așa zis liber, e vorba de mersul de acasă până la serviciu și invers. Atunci se poartă cascheta albastră, înseamnă că ești liber din serviciu, iar cascheta roșie e doar pentru timpul serviciului. Dar după atâția ani de zile, nu se mai poartă uniforma de acasă la serviciu și invers, iar cascheta roșie se asimilează efectiv cu serviciul impecatului de mișcare. Impecatul de mișcare, când merge să îndrume trenul sau când așteaptă un tren la peron, obligatoriu cascheta roșie face parte din recuzita lui, din uniforma lui. Deci dumneavoastră nu le mai purtați? Nu, eu. Cea roșie, știu eu, când mai ies în timpul serviciului prin stație sau dacă aștept oficialități sau așa, eu tot pe cea roșie pentru că sunt în timpul serviciului. Și acea cupă? Cupa, da, povestea cu fotbalul, pentru că împreună cu colegii de la Calea Ferată ne-am făcut prin sindicatul care l-avem, se organizează anual câte o cupă, cupa sindicatului, și asta parcă e locul 2 acum vreo 4-5 ani de zile. Am împreună cu colegii ceferiști, ne întâlnim, am jucat, odată am jucat pe la baza Transilvania, altă dată sus în Gruia, da, asta e cu cupele sindicatului. Eu sunt curioasă și cum își petrece concediul cineva care e tot timpul în mișcare cu trenul, mai ales mai de mult, când ați făcut naveta. Ce făceați în timpul liber? Unde preferați să mergeți? În perioada, v-am spus, la Costinești, în perioada vacanțelor, când mergeam câte 2 săptămâni în Costinești. În rest, mergeam foarte des la bunici. Cu la familia? Deci după ce m-am căsătorit cu familia, erau drumurile de mare, clar. Copiii fiind mici, marea fiind benefică pentru copii, cu trenul. Pentru că aveam gratuitate, avem și în prezent gratuitate, plăteam doar diferența pentru vagonul cu șetă sau cele de dormit. Și e și mai nou, e plăcut cu trenul, că nu mai depinzi de mașină, nu ai emoții pe șoselele noastre. Face într-adevăr 12 ore cât face până la mare, dar... Asta e partea cea mai neplăcută, partea cea mai obositoare. Da, probabil că da, dar... Vară de vară mergeam cu copiii la mare. Pe urmă ne-am mai reorientat, crescând și copiii, având și eu problemele care le-am cu glezna, am început să frecventăm băile termale din zona Transilvaniei și din Ungaria, la Hoidu Soboslo, chiar și vara asta. Am fost și urmează să mai merg la Hoidu Soboslo. Acolo avem și nași stabiliți, care și-au vândut proprietățile din Cluj și s-au stabilit la Hoidu Soboslo și fac turism, normal, că cu majoritatea turiștilor sunt români, că merge din gură în gură s-a răspândit zvonul că sunt ei acolo stabilit și românii au cei mai mulți. Da.
În străinătate ați călătorit? Da, am mai fost în Bulgaria, în Ungaria, v-am mai spus. În rest, nu. Urmează acum să fac, dar mă duc cu avionul, mă duc în Spania într-un concediu în septembrie. Îmi dam doar cu soția, băieții deja au concediile 21 lor, și 25 da. De ani, nu mai ies cu noi. Da. Și spuneți-mi, ce pasiuni mai aveți în afară de cea în afară de trenuri? No, și fotbal. De fotbal, da, fotbal. De beletristica, mi-a plăcut să citesc foarte mult, din păcate în ultima perioadă citesc mai puțin, nu știu, și timpul parcă se comprimă, mă lasă și ochii, citesc mult mai puțin decât pe vremuri. Alte pasiuni... Autori preferați sau gen literar? Păi toate, de beletristică rușii în primul rând, cu Tolstoi și cu Cehov, ăștia... Cred că la toată lumea plac. No, Bulgakov, chiar am cititul, am recitit Maestru și Margareta. Pentru că mi se întâmplă cărțile care îmi plac foarte mult să le recitesc. Nu știu de ce, deși sunt atâtea cărți care nu le-am citit, dar mi se întâmplă să mi-aduc aminte de o carte. Am citit iar, am recitit Musashi, de exemplu, de nume japonez, Reiji Ojikara, cred că, care și aia m-a fascinat. Cam genul ăsta de literatură, într-adevăr. Da. Și filmele? Vă atrag? Da, îmi plac filmele, Alain Delon. Evident. Da, îmi plac filmele, îmi place Tarantino foarte mult. Nu pot să spun că am un gen anume preferat, dar urmăresc și filmele. La cinema sau acasă? Acasă, am abonament la Netflix și acasă mai mult. Poate și comoditatea nu mă face să mă duc la cinematograf, nu știu. La premieri de astea foarte somtoase, gen Avatar, mă mai duc, că știu că reclama spune că e de urmărit în 3D și mă duc la... Dar destul de rar ajung la cinematograf. Băieții, în schimb, merg. Și ei sunt amândoi cinefili. Cel mare e din cale afară, m-a depășit. El cunoaște foarte bine. Vă face și recomandări de filme. Da, absolut. Tudor e chiar un cinefil. Și, în general, ce relație ați format cu băieții dumneavoastră? Prieteni, suntem prieteni. Da. Și cu soția și cu mine suntem prieteni. No, i-am ajutat. Cel mare a urmat carieră în sport. No, făcând și el fotbal la început, a mers pe urmă pe atletism, a făcut liceu sportiv în Cluj, pe urmă facultatea la Babeș-Bolyai de educație fizică și sport, a făcut și un master tot acolo și în momentul ăsta e instructor de not. I-a plăcut foarte mult notul, deși nu a avut tangență fiind fotbalist și pe urmă atlet, dar a rămas foarte bine ancorat în not și cel mare are priză la copii, deci copii instruiește la not. Și are o priză extraordinară, se știe purta cu ei, pe mintea lor, așa... E chiar căutat de părinți, că știu de el deja. Dumneavoastră știți să notați? Da, not, copilărind în satul mare, acolo trebuia să înveți să noți, că te aruncau în someș prietenii. Era obligatoriu. Din păcate și multe tragedii se întâmplau, poate și acum se mai întâmplă cu copii care se necau în someș. Da, acolo am învățat să not, dar nu profesionist, Tudor. E profesionist și în ale notului. Ne puteți povesti ceva, o întâmplare care mai interesantă, nu din activitatea profesională neapărat, personală sau o amintire plăcută, ori dintr-o călătorie? Din călătorii, ce să zic? Am sau fost cu familia? Cu familia, ne-am dus la, nu știu, la concert, la Pink Floyd, la București, am fost împreună, am mers toți patru și cu sora mea, am fost cinci într-o mașină și ne-am întors pe, normal, pe Transfăgărășane, să vedem și Transfăgărășane. Era vorba de concertul de OL, acum vreo 4-5 ani, al Roger Waters, care e unul dintre cele mai grandioase, ca o paranteză, concerte pe care le-am văzut eu. Și vreau să spun de cât sunt eu de ancorat în niște principii cu odihna, cu personalul să fie odihnit. Când am coborât Transfăgărășanu, am simțit că mă prinde somnul și că nu mai... După câte ore de condus? Păi erau, de la București, după ce am mai stat și pe Transfăgărășan și pe la Vidrar, erau vreo 4-5 ore de condus și... N-am zis, hai să facem o pauză aici, da. Lângă
Și m-am culcat, dar n-am dormit decât vreo 10 minute, pe când ei abia șoceau și ei, își puneau păturile să se întindă, dar apucasem să dorm, eu la mine e organismul, dacă dorm și 5 minute, dacă efectiv îs dormite pe urmă, îs ca nou, pot să-mi continui activitatea. Da. Poate că și faptul că am lucrat atâția ani ture de noapte. Și s-a obișnuit da, și organismul. S-a învățat organismul, da, s-a învățat cu odihna asta de 5 minute. Așa, și pe urmă, furate. Da, pe furate, evident. Păi e împegat în apa ei, dar vreau să vă spun că, sau și în Cluj, nu ai pauze, efectiv. Așa câte un 10 minute, 20 de minute, dacă prins, cât să-ți faci un sandwich să mănânci și să-ți mai faci o cafeluță. No, turele de noapte, într-adevăr, omoară organismul și pe toți salariații mei îi sfătuiesc înainte de tura de noapte somn obligatoriu, după tura de noapte somn obligatoriu, pentru că altfel e pericol să-și distrugă sănătatea. Am văzut și colegi distruși din cauza asta. Că mergeau după serviciu la muncă, înainte de serviciu erau tot la muncă undeva la câmp și nu rezistă, pur și simplu. Nu e așa de simplu, sau mecanic de locomotivă, vai de mine, și lui. Acolo au și niște norme, nu poți să conducă locomotiva mai mult de 9 ore la călător sau de 12 ore la marfă. Sunt obligatorii odihnele între ele. Cred că dumneavoastră ați putea scrie cărți, dacă ați dorit, după pensionare, despre întâmplări din gare, ce ați văzut, probabil ați văzut foarte multe lucruri. Când se întâmplă diverse incidente, toată lumea apelează la dumneavoastră. Dacă cineva își pierde un bagaj, mă gândesc că tot la dumneavoastră ajunge. În principiu cam da. Avem și post de poliție, transporturi feroviare permanent, dar cam la mine vin toți. No, ușa se uită la pictogramă, scrie șef de stație, toți vin la mine. Indiferent cu orice problemă ar fi, se deschide ușa. Și încep. No, mi-am uitat bagajul, că trebuia să mi-l aducă cu tare, dar tot, no, pe toți trebuie să-i ajut. Doamne, dar vă explicați-mi ce tren. Ei nu știu numere de trenuri, cum le avem noi. Păi trenul de la Bistrița vin, zic, 5 trenuri într-o oră. Sau aflăm, de obicei rezolvăm toate problemele. Acum se întâmplă, poate să pice și răufăcători peste bagaje, apropo de bagaje, care să le ia și să le ducă cu ei, dar de obicei le găsim. Ori dacă trenul își continuă mersul de la Cluj către Oradea sau se duce către Câmpia Turzii, luăm legătura acum, având și atâtea mijloace de comunicare, telefoanele mobile, dăm de șeful de tren, îl rugăm să meargă la vagonul respectiv, găsește bagajul, lasă la Câmpia Turzii și îl trimite cu un alt tren. Cam asta ar fi metoda de rezolvare. Sau dacă trenul rămâne în Cluj, la noi toate trenurile regulă, cele care rămân în Cluj, intră la curățenie în grupa tehnică. Și acolo avem salariații companiei de călători care verifică toate vagoanele și găsesc bagajele. Dacă... Dar pe surse am aflat că sunteți și un gentleman de săvârșit. Nu respectați doar un protocol, mai oferiți și câte un ceai călătorilor disperați. Da, no, știți cum e, lumea intră la mine de obicei să nervoși. Asta e calea ferată de vină, din cauza ei mi-am pierdut bagajul, am pierdut trenul, nu am loc, ăla s-a comportat așa, e mizerie, nu știu unde. Toți vin foarte, foarte supărați în biroul ăla, toți, marea lor majoritate. Da. Și eu trebuie să fiu foarte calm și să-i calmez și pe ei, îi poftesc să ocupe loc și hai să detailem. Nu că mă grăbesc, dar acum nu, vă grăbiți, dar eu trebuie să înțeleg ceea ce aveți pe suflet, să putem rezolva problema. Sau să vă îndrum la cine vă poate rezolva. Pentru că resortul de legitimații de călătorie sau de ceea ce se întâmplă strict în vagoanele trenurilor nu țin decât de noi. Noi suntem compania CNCFR-ul, compania mamă. Noi punem la dispoziție clădirile și liniile pentru toți operatorii, fără discriminare, pentru toți operatorii feroviari. Normal că cel mai mare operator e cel de stat, SNTF Călători, și acolo și foarte multe probleme, ei fiind cele mai multe trenuri fiind ale lor. No. Pe ei trebuie să-i îndrum la colegul meu, de la șeful de stație de călător se numește, sau la șefa de tură de la casele de bilete. No. Dar majoritatea problemelor, zic că se rezolvă, care ajung la mine sau la colegul meu, dar există situații, nu se iau în gară, noaptea, pe timpul nopții sau așa. Ei nu știu că înlocuitorul meu de drept e șeful de tură de la birou de mișcare și atunci de multe ori lasă sesizări în scris la birou de informații, că ăla e cel mai accesibil. Ei, a doua zi ni se aduc la cunoștință, dar călătorul deja e plecat și ei pleacă nemulțumiți pentru că nu li s-a rezolvat problema. Dar dumneavoastră mă închideți telefonul noapte? Nu am telefonul de serviciu, ăla e pornit permanent, pentru că se întâmplă anumite evenimente care necesită prezența șefului de stație la orice oră în gară. Cine e persoana cea mai apropiată de sufletul dumneavoastră? Când aveți dumneavoastră o problemă, cui vă confesați? Păi soția. Soția, mai ales că și ea e feroviară, lucrează tot în domeniul feroviar și
mă simte când vin de la serviciu supărat, no, ce s-a mai întâmplat? Păi, uite ce-a fost, am avut, știu eu, o închidere de linie care m-a implicat, poate niște întârzieri de trenuri sau am avut niște reclamații sau... No. Cu ea discut problemele astea care n-are cum să le rezolve, dar mă ajută că mă ascultă, da. Da. Am și eu curiozitate. Da. Cam cum arată casa unor angajați la CFR? Adică aveți acasă trenuri în miniatură? V-ați decorat casa cu elemente? Nu. Nu, nu, pentru că casa, în momentul de față, fiind șef de stație, la noi este regula cu șefii de stații să locuiască în incinta unității. Și atunci Calea Ferată ne-a pus la dispoziție la șefii de stații din gările mari, să zic așa, locuințe care sunt confortabile, spațioase, cu utilități. Eu am și o curte, aici o mică curte. Nu am... Nu v-ați cumpărat niciodată trenuri în miniatură să duceți copii? Nu, trenuri... Nu, copii... Ba da, pentru copii jucării din trenuri normal, că da. Ceea ce mai am aici sunt revistele astea de, în engleză, care venea cineva, un pasionat sau vrea el să facă niște bani pe ele și m-a prins că îmi plac. Și apoi deja am luat trei în ultima perioadă, trei cărți de genul ăsta cu locomotive din Anglia, cu căile ferate britanice. Acasă, nu, mai, ce să zic, am un câine, un câine mai nou, că am un câine de 13 ani care deja e mai bătrân, mă ocup mult și de câini. Cel ăsta care e acum ultima achiziție are doar 8 luni, ciobonez Malinois, care... Noi suntem patru și nu-i facem față la cât chefare el de joacă, dar au trecut și printr-un curs de dresaj și e ok. Avem, na, amenajat în apropierea locuinței, avem un teren de basket, joc basket cu băieții, teren de laptenis, avem tot aici în apropiere, teren de badminton. Avem, mențineți în formă, păi da, sport. Trebuie să facem mișcare, deși, na, v-am spus, cu gleznele mele, din păcate, tot mai puțin fac, da? Mi-a spus și că veniți și de la țară, că aveți acolo o livadă, lucrați, da, grădina, pământul... Da, la 100 de kilometri de Cluj, undeva la jumătatea distanței între Ciucea și Zalău, e stabilită mama. Din păcate, tata a murit în 2014 și a rămas ea singură. Are 73 de ani, dar nu vrea să se lase nici cum să fie ca un adevărat pensionar și lucrează. Deci lucrează terenurile din apropierea casei, are seră unde ține răsaduri, se duce la vânzare la Ciucea cu ele în perioada în care îi demers acolo. Și avem livezi. No, la livezi normal că dânsa nu poate să le facă față și livezile le întrețin eu. No, mă duc și le curăț și culegem prunele și fierbem prunele și acolo e zona Pălincii, de pe sălajii celebră zona respectivă. No, asta tot în timpul liber, în concediu. Și mai ales în perioada de vară. Da, da. Păi chiar acum e perioada în care e foarte... Acum au început deja prunele să se coacă și e de cules acolo. No, dar cules e o muncă destul de simplă pe lângă ceea ce e de făcut în rest, întreținerea lor și curățarea și cositul prin livadă și așa mai departe. Visați deja la ce veți face după pensionare? Vă veți retrage la țară? Da, mă tot gândesc cu soția, no, ce vom face, cum vom face. Mă gândesc și la zona respectivă, că no, fiind casa acolo și acum condițiile ok, avem apă curentă, ceea ce nu era mai de mult, e bine și acolo, dar noi mai avem acum asociare la Sălicea, au avut bunică și am primit ceva teren și în Sălicea. No, ne gândim, în Florești, iar avem prin socrii mei o casă și un pic de teren. Încă nu suntem hotărâți ce vom face, că la noi sunt discuție și vârstele de pensionare. În mod normal, eu aș mai avea, acum anul ăsta împlinesc 50 de ani, m-aș putea pensiona la 60, mi-aș putea scurta vârsta de pensionare doar cu 5 ani, ceea ce înseamnă că am lucrat 10 ani în grupa întâia de muncă și se pot scurta cu 5 ani, aș putea scurta momentul de față. Dar tot în discuție, niște prevederi noi printr-un statut al feroviarului care poate ne-ar micșora vârsta de pensie la cei care într-adevăr am fost în siguranța circulației. Aștept să văd dacă se va materializa, dacă nu, la 60 de ani, mai am 10 ani până la pensie. Și oricum spuneți că mergeți destul de des la țară. Mă duc des, da, da. Fiind singură mama, des. Nu mă duc atâta cât ar dori dânsa, dar no, când îmi permite timpul, merg la ea. Da. Urmează și acum zilele astea să mai merg. Am fost și acum o săptămână la ea. Mă duc. Domnule Rafa, care e ținuta preferată? Costumul, ținută uniforma, cheșă, uniforma de serviciu, pentru că o treime din timpul meu o port.
și pot să zic că sunt deja a doua natură, mi-e uniforma. Umblu, acum când este perioada asta de călduri cu cămăși cu mânecă scurtă, pe timpul iernii tot timpul o să mă găsiți în ținuta asta la cravată și... În rest, short-ul și tricou pe acasă, ca să pot să alerg încoace încolo, să mă joc cu câinii, să mă duc la un basket, să nu dureze. Bicicleta, mai umblu și cu bicicleta, în orașul nostru chiar e recomandat să umbli cu bicicleta. Și mai ales pe timpul verii. Da, 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 da. Păi și la fotbal, mă duc la undeva spre Baciu, terenul, tot cu bicicleta mă duc. Mă duc și vin cu bicicleta, că zic că îmi fac și încălzirea pe bicicletă, nu mai trebuie să mă încălzesc pe teren. Ce ați face dacă nu v-ar fi frică? Dacă... Ce ați îndrăznit să faceți dacă n-ați avea anumite temeri? Dacă n-aș avea temeri? Poate un sport extrem sau altceva? Poate că am o frică, o fobie de înălțimi, nu știu de ce. Aș încerca să sar cu parașuta, dacă nu mi-ar fi frică. Poate mi-ar trece fobia asta de înălțime. Și spuneți-mi, legat de... A spus că aveți și mama la țară, știți că sunt multe tradiții în diverse zone. Mă gândesc că și în zona de unde veniți dumneavoastră sunt foarte multe. Aveți vreo tradiție preferată și care a fost dusă mai departe și în familie? În familie mai greu, pentru că e o tradiție foarte frumoasă de Crăciun la noi. Se formează în jur de... Pe vremuri erau 4-5, acum se formează 3 cete de colindători, dar din colindători de vârsta de feciori, undeva la între 16 și 20 de ani. Obligatoriu. Da, cam sunt feciori toți și umblă din casă în casă, au cu ei și o formație de formație, vioară și clarinet și cântă din casă în casă și iau la joc toate femeile din casă, ei umblă îmbrăcați în costume populare, cetele astea de colindători. Două dintre ele, iar a treia e o ceată de colindători care sunt îmbrăcați așa mai urât, imită anumite costumații de, știu eu, de haine murdare și... Nu, și da, la fel și ei au cu ei o ceată de... au o formație de muzică și umblă din casă în casă, am spus, acolo se servește, îi servește și cu mâncare și cu dulciuri, cu băutură inerent, deși nu beau, pentru că chiar le-am făcut un calcul. Ei, dacă la fiecare casă ar bea numai 50 de mililitri de bere, sunt vreo 400 de case, s-ar îmbăta înainte de a ajunge la jumătatea casei. Deci, foarte frumos, la ora 18, în ajunul Crăciunului, se duc toate cetele astea de colindători la biserică. Și acolo se face o mică slujbă și părintele binecuvântează cetele și de la casa popii se pornește colindatul, casa care e chiar vis-a-vis de biserică. Dumneavoastră, sunteți o persoană religioasă? Mai mergeți când la biserică? Eu mai... nu. Soția e religioasă, cred că ea se roagă și pentru noi, pentru ceilalți din familie. Eu obișnuiesc, nu, de Crăciun și de Paști, într-adevăr, să mă duc la biserică. În rest, mai puțin. Nu știu neapărat, îs credincios, dar am anumite, o altă abordare perspectivă sau abordare, da, 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 da. Și pentru că lucrați cu mulți oameni, gândesc că deja sunteți și un, oarecum, fiind psiholog. Vă dați seama de anumite lucruri, știți să citiți oamenii. Ce vă atrage prima dată la un om? Adică ce observați prima dată? Încerc să-i observ totuși latura bună, deși cum am spus că majoritatea intră porniți pe noștri. Eu încerc să îl calmez și să-i văd. Normal că fiecare om e bun în sine. Niciun om nu se naște rău, toți ne naștem buni, așa zic. Și încerc să sesizez partea bună a omului respectiv. No? Să, din două, trei cuvinte deja îți dai seama dacă poți să continui o discuție cu el. Sunt și foarte mulți care sunt foarte mulți. Sunt între ei care sunt recalcitranți și cu care chiar nu poți să discuți decât în scris, cum zicem noi. Face sesizarea, dacă nu doriți nici cum să încerc să vă rezolv, lăsați atunci în scris și se întâmplă și cazul de ăsta. No? Poate că atâta nerv și specificul nostru, feroviar, se întâmplă, să mai întârzie trenurile. Avem întârzieri care chiar nu țin de prestația noastră. Majoritatea întârzierilor sunt cauzate de starea vremii, de, știu eu... Factori incontrolabili. Factori care nu avem noi cum să-i controlăm. Dar relațiile evident personale, ce nu puteți ierta la unul? Minciuna. Minciuna, nu. Cred că nu, n-aș putea. În rest, a ierta e omenește, ce să zic. Și
cum v-ați caracteriza dumneavoastră? Adică ce calități credeți că vă definesc? Nu știu ce să zic, no, principialitatea, punctualitatea, poate, lucrurile astea. Mi-e greu să mă evaluez eu pe mine. Asta ar trebui să spună, da, cei care mă înconjoară, poate. Fericirea este un trend pe care l-ați prins deja? Eu zic că da, 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 da. Da, ne simțim bine împreună cu soția, cu familia. Și, din punctul ăsta de vedere, e ok. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.